În absența lui Denis Alibek, suspendat pentru cumul de cartonașe, Adrian Mazilu a fost responsabilul cu golul pentru Farul Constanța. Atacantul, în vârstă de doar 17 ani, a primit o pasă de excepție de la Luis Munteanu și a deschis scorul după doar 6 minute de joc. După jumătate de oră, Arlauskis, portarul oltenilor, a avut o reacție de neînțeles și a provocat un penalty. Lovitura de la 11 metri a fost transformată cu siguranță de capitanul Ionuț Larie, care a stabilit astfel scorul pauzei. După revenirea de la cabine, contrar cursului jocului, oaspeții au redus din diferență în minutul 58. Din acel moment, marinarii au făcut pasul în spate și au trecut la conservarea avantajului de pe tabelă. Această strategie era să-i coste în finalul meciului, însă Ioani a reținut balonul trimis de Koljici. S-a încheiat 2-1 pentru Farul, care a obținut cea de-a 15-a victorie din acest sezon și a revenit pe primul loc al clasamentului. 60 de minute extraordinare care am jucat, atât ofensiv cât și defensiv. După aceea, probabil puțin am scăzut. După golul care a venit, probabil am lăsat adversarul să facă pase multe, să construiască. Știam că știu fotbal, știam că cunosc și știu să o facă. Când n-am mai făcut presiune, ei au venit și au avut și ei anumite șanse. Dar meritul nostru, victoria e meritată. Am făcut un fotbal bun, ne-am impus contra lor și lucrul ăsta e foarte bun. După ce a întâlnit în acest început de an cele mai bune formații din Superliga, marinarii vor avea parte acum de un adversar mai accesibil. În runda următoare, Farul va evolua duminica în deplasare, pe terenul lui FC Argeș-Pitești. Formația din Trivale este doar pe locul 13 al clasamentului, cu 25 de puncte.